Mănăstirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași, a organizat marți 8 octombrie 2024 o acțiune social-filantropică în Episcopia de Bălți cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În cadrul proiectului Caravana Milosteniei a așezării monahale din Dealul Mare, 2 tone de alimente au fost cumpărate și transportate la sediul Episcopiei de Bălți. Inițiativa a aparținut arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, care a fost sprijinit de câțiva fii duhovnicești și de pelerinii închinători. Da, am revenit cu multă bucurie, ca de fiecare dată țin să mulțumesc bunului milostivului Dumnezeu care m-a ajutat să ajung și astăzi, să revin astăzi aici cu, din nou cu ajutoare cu alimente. Dar în ultimul rând mulțumim tuturor credincioșilor, pelerinilor și să las la urmă pe fiii mei duhovnicești care sunt câțiva să recunosc, câțiva dintre ei care fac această faptă minunată și de fiecare dată mă sprijină când fac această faptă venind spre Basarabia și nu numai în Basarabia, și în România, unde ne ajută milostivul Dumnezeu și unde suntem chemați, unde e nevoie de ajutorul nostru. Este o mare binecuvântare pentru mine personal că am reușit să adun puținul de la credincioși, dar mai mult de la fiii mei duhovnicești. De data aceasta s-a implicat foarte mult 2 tineri care sunt din satul meu natal, comuna Bicovul de Sus, Motrescu Gheorghe și Mirela cu familia, Bogdan Nelu și Elena. Sunt niște tineri minunați, cu multă credință, multă râvnă și nu o fac pentru prima dată. Și tot ce vedeți în mașina aceasta este mai mult din sprijinul dumnealor. Le mulțumesc pe această cale, Hristos Dumnezeu să-i răsplătească în mir și în pătrit. Noi de fiecare dată ținem să luăm alimente care trebuiesc: făină de grâu, orez, ulei, paste făinoase, cum se spune în zona asta, hrișcă, mai multe, cum vedeți bine, peste 2 tone de alimente și Maica Domnului le înmulțește și Preasfințitul, care are un suflet bun și foarte milă față de semeni și de cei neajutorați, se duce personal, am observat, cu multă dragoste și împarte alimentele aduse de noi. Din delegația de la Mănăstirea Hadâmbu au mai făcut parte protosinghelul Iorest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu, părintele Emanuela Petre de la parohia Urșița Mironeasa, județul Iași, și părintele Nicolae Tverdostup de la parohia Romanov ca protopopiatul Ungheni, Arhiepiscopia Chișinăului. După ce alimentele au fost încărcate dintr-un centru comercial din Bălți, delegația de la Mănăstirea Hadâmbu a ajuns la sediul Episcopiei de Bălți. Aici a fost întâmpinată de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți. Preasfinția sa și-a exprimat bucuria pentru darurile care vor fi distribuite în perioada următoare mai multor oameni nevoiași de pe cuprinsul eparhiei de Bălți. Pentru noi, Episcopia de Bălți, astăzi este o zi aparte, pentru că l-am avut în vizită pe părintele stareț Nicodim de la Hadâmbu, care și de această dată ne-a dus un dar, cum îi spunem noi, fără preț, pentru că este vorba de 2 tone de alimente, produse alimentare care vor merge către familiile care întâmpină anumite greutăți de ordin material. Nu este pentru prima dată când este în vizită părintele Nicodim la Episcopia de Bălți și de fiecare dată vine cu daruri generoase, daruri care ne ajută nouă în misiunea noastră din acest spațiu. Gesturile părintelui Nicodim aduc multă bucurie în casele confraților noștri, confrați care din anumite motive poate întâmpla anumite greutăți de ordin financiar. Este o bucurie pentru ei și este o bucurie și pentru noi că putem să-i ajutăm, să-i sprijinim, să-i încurajăm. Gestul părintelui Nicodim este un gest de frățietate, un gest că nu este indiferent de frații români din Basarabia, este un gest care ne apropie pe noi ca și frați, este un gest care ne ajută să descoperim că
toți facem parte din același popor, din poporul român. Preasfinția voastră, aceste alimente au fost cumpărate cu sprijinul, în primul rând, al Părintelui Stareț și la inițiativa preacuvioșiei sale, dar a venit sprijin și din partea fiilor duhovnicești pe care preacuvioșia sa îndeamnă mereu să ajute și să fie alături de oamenii nevoiași. Ce mesaj aveți către acești fii duhovnicești care, iată, arată și răspund apelului Părintelui Stareț de a veni în întâmpinarea celor care sunt în nevoie? Cunoaștem că gesturile de ajutorare a Episcopiei de Bălți, a Părintului Stareț, se datorează sprijinul care vine din partea fiilor duhovnicești și aș vrea pe această cale să le mulțumesc pentru generozitatea lor, pentru inima lor deschisă, pentru dorința lor și înțelegerea lor a situației din Basarabia. Nu ne rămâne doar să le mulțumim și să le dorim sănătate și să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca gesturile lor să fie răsplătite și rugăciunile lor să fie auzite. Acțiunile social-filantropice ale Mănăstirii Hadâmbu vor continua în această perioadă. Joi 10 septembrie, Mănăstirea Hadâmbu va transporta un nou lot de alimente pentru sinistrații din județul Galați, greu încercați de inundațiile de la mijlocul lunii septembrie 2024.